Hello, hello și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Filmul de astăzi va fi un shopping haul. O să vă arăt ce mi-am cumpărat eu în ultima perioadă, mai exact în ultimele 2 luni. Sinceră să fiu, nu credeam că mi-am cumpărat așa de multe, abia când le-am adunat să le pun împreună ca să le filmez, mi-am dat seama că s-au adunat așa de multe lucrușoare. O să încep cu cosmeticele pentru că nu sunt așa de multe, mi-am cumpărat doar 3 chestii pentru că am seatarele pline cu tot felul de cosmetice și produse de frumusețe pe care încă nu le-am început. În primul rând vreau să vă arăt gelul de curățare de la Nivea. Știți că eu sunt îndrăgostită de produsele Nivea, iar gelul acesta nu îmi lipsește niciodată. Este un gel de curățare pentru tenul predispus la acne, cel puțin așa scrie pe tubul acesta, dar cu toate că tenul meu nu este predispus la acne, mi se potrivește foarte bine. Poate fi folosit și ca gel de curățare și ca scrub, pentru că are niște particule prin el și chiar și ca și mască de față, adică să aplici masca pe față și să o lași acolo să acționeze câteva minute și tenul arată foarte curat. Eu îl folosesc nu chiar în fiecare zi, dar tot a doua, a treia seară mă spăl cu el și mi se pare foarte bun. Apoi mi-am cumpărat gelul de duș cu aromă de piersici de la Palmolive. Au apărut, cred că, 3 variante noi, cu piersici, cu ciocolată și cu lavandă, oare? Nu, cu vanilie. Și cel cu vanilie mi-a plăcut, cum l-am încercat în magazin, îmi plăcea cum mirosea. Cel cu ciocolată mi s-a părut prea pregnant mirosul de ciocolată și l-am luat pe acesta cu piersici, care miroase adorabil. Apoi mi-am cumpărat acest ruj sub formă de creion de la Lidl, este marca proprie Sien și este neașteptat de bun pentru un ruj care costă 7-8 lei. Este sub forma unui creion de lemn care se ascute. Eu îl am în nuanța 02 Strawberry Kiss și ce îmi place la el este faptul că persistă foarte mult. Mi se potrivește și nuanța, îmi place nuanța, dar cel mai mult îmi place faptul că nu se ia atunci când mănânci, nu rămân urme pe pahar. Din păcate nu există decât 3 sau 4 nuanțe și dacă ar fi fost mai multe, cu siguranță mi-aș fi luat și alte nuanțe pentru că mi se pare o calitate foarte bună. Adică raportul calitate-preț este extraordinar la aceste rujuri de la Sien. Iar acum să trecem la capitolul haine. O să încep cu niște pantaloni de pijama pe care mi-am cumpărat de la Pepco. Aceștia sunt din fleece, materialul acela moale și pufos, foarte potrivit pentru iarnă, mi-au plăcut foarte, foarte mult. Nu este pijama completă, sunt doar pantalonii de pijama, care au costat 25 de lei, au funda asta gri aici la mijloc, o fundă argintie care mi-a plăcut foarte mult și sunt cei mai călduroși și confortabili pantaloni de pijama pe care am avut vreodată. Am făcut din nou o comandă sau două sau chiar 3 pe Mango Outlet pentru că hainele de la Mango mi se potrivesc extraordinar de bine. Toate măsurile mi-au venit perfect de fiecare dată. M-am cuplat cu câte o colegă sau cu Cristina sau cu câte o prietenă și mi-am mai cumpărat, de câte ori a fost câte o promoție, mi-am cumpărat câte ceva. La ultima comandă care am făcut am avut un discount de 25%, în afară de discountul care era deja pe site și mi-am cumpărat această bluză. Este un fel de tunică. O tunică foarte lungă, mai scurtă în față și mai lungă în spate. Singurul lucru care nu îmi place la ea este faptul că șnurul acesta de la gât este alb, dar probabil că o să pun un șiret negru sau o altă culoare de aici din imprimeul acesta. În aceeași comandă, împreună cu o prietenă de-a mea, mi-am cumpărat această cămașă în carouri din bumbac. Este cămașa clasică pe care toată lumea o are și o poartă peste tricou sau direct pe piele, la blugi, în orice excursie și sau prin casă, este foarte potrivită. Are 2 buzunare cu clapetă aici, mâneca lungă și este suficient de lungă încât să îmi acopere fundul. Cămașa albastră a costat 20 de lei și tunica a costat 40 de lei. Iar ultimul lucru pe care mi l-am luat la comanda cu reducere de 25% este acest pulover fucsia sau siclam, cum vreți să-i spuneți, un pulover lejer tricotat dintr-un șnur. Nu este tricotat din fir, ci este dintr-un fel de șnur. Este ceea ce se numește open work, adică are găurile astea mari prin material, este puțin transparent, dar este și foarte lejer în același timp. Merge luat atât peste un tricou, cât și direct pe piele, cu toate că este, are găurile astea destul de mari prin el și este puțin transparent.
pentru atunci când vreau să-l iau direct pe piele și vă recomand și vouă să aveți întotdeauna în garderobă un astfel de maiou. Maiourile astea arată ca și când n-ai avea nimic pe dedesubt, ca și când s-ar vedea pielea, dar totuși nu lasă să se vadă absolut nimica. Eu acesta l-am luat de la un magazin chinezesc cu 15 lei. Am multe astfel de maiouri și sunt foarte utile. Mi-am luat și din H&M, mi-am luat și din Stradivarius, dar ăsta mi se pare că se potrivește cel mai bine cu culoarea pielii mele. Tot de pe Mango Outlet, dar cândva prin luna august au fost niște reduceri substanțiale, mi se pare reducere de 30% la orice articol și cu 110 lei mi-am cumpărat acest sacou din dantelă neagră. Doar reverul nu este din dantelă, este din ceva material. Are un singur nasture care se închide aici jos și poate fi purtat și sport, luat la blugi, cât și la o rochie de gală. Și ca să termin cu cumpărăturile de la Mango, vreau să vă mai arăt două coliere pe care mi le-am cumpărat, tot la reducere. Acesta cu steluțe aurii, sunt două rânduri de lănțișor. Celălalt este și mai finuț, este puțin mai lung, nu este auriu, nu știu ce, cum să spun la culoarea asta, este, are un aspect așa învechit, vintage, dar este foarte, foarte finuț și acesta. Cei port coliere statement mai mari, acestea mi-au plăcut foarte mult și au costat doar 7 lei unul, 7 lei și 10 bani parcă fiecare dintre ele. Iar acum o să vă arăt comorile pe care le-am găsit într-un magazin second hand. După cum v-am mai spus, eu nu am nicio reținere în a intra în magazinele second hand și a căuta comori pe care de cele mai multe ori le găsesc. De data asta am găsit o eșarfă Bleu Marin din mătase 100%. Un imprimeu foarte drăguț cu niște inimioare și niște triunghiuri roșii. O eșarfă destul de îngustă, pe care o să o port așa și de care sunt foarte, foarte încântată. Îmi place foarte mult cum arată. Eșarfa a costat doar 2 lei. Și tot acolo, în același magazin, am găsit o geacă, o haină din denim bej, aceasta. Stilul militar, să zic, mi-a plăcut foarte, foarte mult la haina aceasta nasturii și pentru nasturi am luat-o. La fel are și la mânecă 4 nasturi și are clapele astea sus pe umeri prinse cu același nasture mare. Nu este cătușită, este foarte potrivită pentru vremea aceasta de toamnă când încă afară este cald, dar totuși nu este de mânecă scurtă. Mi-am mai cumpărat o bluză de la Zara, o bluză albă, vorba vine de la Zara, pentru că nu am cumpărat-o chiar din Zara. Mi-a cumpărat-o sora mea de la magazinul London Shop din Cluj. Poate ați auzit de magazinele London Shop, sunt un fel de outlet-uri în care se aduc haine din sezonul trecut, de la Zara, Massimo Dutti, Mango, Stradivarius, firmele astea care se găsesc și la noi prin mall-uri și prețurile sunt extraordinar de mici. Acum era reducere, nu știu, reducerea de final de sezon, de an, de lume, aduceau colecția nouă și bluza asta mi-a luat-o cu 5 lei, dacă vă vine să credeți. Este o bluză albă simplă, care are un fel de plătcuță aici și la spate tot la fel. Este foarte drăguță și îi mulțumesc foarte mult că mi-a cumpărat-o. Și mai am niște pantofi să vă arăt, pantofii pe care mi-am cumpărat în ultima perioadă. Mi-am cumpărat aceste espadrile de la Lidl cu doar 30 de lei și le-am purtat extraordinar de mult. Bine, acum că am trecut sezonul espadrilelor, dar au fost extraordinar de comode, nu m-au jenat nicăieri, n-am simțit nicio cusătură. Au partea asta de sfoară cusută aici în față, talpa cusută tot așa cu sfoară și modelul acesta marin care mi s-a părut foarte drăguț. Următoarea pereche de pantofi nu am intenționat să o cumpăr și i-a cumpărat Cristina. Sunt niște pantofi, niște stiletto negri de la Nine West, cumpărați de pe internet. Ei s-au părut că îi sunt puțin mici, că o strâng. Mie îmi sunt puțin mari, dar cred că o să-i port fără ciorap și atunci stau mai bine lipiți.
au tocunul foarte înalt și sunt extraordinar de comozi. Pantofii de la Nine West sunt unii dintre cei mai comozi pe care i-am întâlnit vreodată. N-am avut nicio pereche, am mai multe perechi de pantofi de la Nine West și nici unii nu m-au jenat. De la început i-am putut purta fără niciun fel de probleme. Iar ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt este acest pormoneu mic pe care l-am cumpărat din Kaufland. Este un pormoneu negru matlasat. A costat 4,50 lei și mi s-a părut atât de drăgălaș încât n-am rezistat tentației. O să-l țin în poșetă și o să-mi pun în el sau căștile de la telefon, sau medicamentele, sau, nu știu, agrafele de păr, elasticele de păr, mărunțișuri din astea. Acesta a fost filmul de astăzi. Sper că v-au plăcut cumpărăturile mele. Dacă v-au plăcut, vă rog să-i dați un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți!